Dacă pentru traficul intern majorarea ar putea trece neobservată, la extern sumele bat rău la buzunar. Astfel, pentru ieșirile automobilelor peste graniță, șoferii vor scoate din buzunar între 35 și 260 de euro dacă pleacă în Ucraina, Belarus și Rusia. Pentru statele din sistemul Cartea Verde, care includ întreaga Europa, taxa anuală este între 563 și 580 de euro. La mine, nu. То есть, я так понимаю, что оно не сильно подорожает. Я думаю, что это не такая большая разница. Зеленая карта – это выезд за границу? Да, да. Не езжу. Летаю. Крек персонал, но... Ну, я с психотарем. Да ну, плек психотарем, что, кредка, ну, что... Нас мы аффектизм. De la 1 octombrie скомпешьте карте верди. Ва бătea la buzunar această скомпире? Nu știu, nu prea practic plecările pe stihotare, de ce? Nu pot să vă răspund acum la această întrebare. Dar probabil pe șoferii care sunt permanent activi și se deplasează în afara hotarelor țării, probabil că da. Majorarea cărții verzi va duce automat la scumpire ale călătoriei pe rutele externe. Sunt vizate atât deplasările în scop turistic, cât și cursele regulate spre România, utilizate în special de studenți. Deocamdată, asociațiile transportatorilor nu au estimat care va fi creșterea procentuală.